Salutare internațiune! Ce faceți? Stați în casă? Fugiți de frigul de afară? Ei bine, nu trebuie! Pentru că în acest vlog am să vă arăt cum trebuie să vă îmbrăcați ca să puteți ieși și înfrunta gerul de afară. Este foarte simplu. Trebuie să vă îmbrăcați în straturi, haine subțiri și cât mai multe. Uitați la mine! Mai întâi, izmenele. Apoi, un tricou. O pereche de șosete. Subțiri. Și încă o pereche de șosete mai groase. O bluză termorezistentă. Vedeți, e subțire. Încă o bluză subțire cu guler. O pereche de blugi de iarnă groși cu strat dublu. Și o bluză groasă cu glugă. Afară este foarte, foarte frig, așa că am să iau și o căciulă. Tot timpul e bine să pui ceva pe cap. Capul trebuie să fie protejat întotdeauna. Da? Nu uitați să folosiți protecție în orice situație. Bun. În picioare luăm ghetele de iarnă. Credeți că am uitat ceva? Nu, nu am uitat. Luăm și fular și mănuși. Și acum suntem pregătiți să înfruntăm gerul de afară. Dar asta e teoria. Hai să mergem afară să vedem cu practica cum stăm. Și acum, momentul adevărului. De la mine de acasă până aici, pe malul râului, aproape de pădure, am făcut aproximativ 25 de minute. Și vreau să vă spun că am greșit. Nu trebuie să vă luați după mine, nu trebuie să vă mai puneți tricoul pe voi, deoarece m-am încălzit ca naiba. Sunt tot transpirat și mă simt de parcă aș fi vara la plajă și aș vedea multe fete mișto în jurul meu. Așa de încălzit sunt. Deci nu vă luați tricoul pe voi. În rest e ok. Aici ninge în continuare, tot mai tare, așa că acum că v-am lămurit cum să vă îmbrăcați, nu doar ca să rezistați gerului de afară, ba chiar să fiți foarte încălziți, încintați, transpirați, nu vă pot recomanda decât să vă îmbrăcați, să ieșiți afară și să vă bucurați de iarnă. Eu mai am încă două vloguri de făcut, așa că acest vlog îl închei aici. Eu sunt Adi Vlog, aceasta este iarna românească, venită de la ruși, bată-i vina să-i bată. Ne revedem în vlogul următor.
V-am pupat și vlogul l-am încheiat. Ai, ce frig e! Dar mie nu mi este frig! Dacă ești nou pe aici, atunci nu uita ca înainte de plecare să apeși butonul de abonare ca să ai ce viziona în continuare!